imnul național al României. Preotul militar Alexandru Benza va oficia serviciu religios. Slavă Sfintei și celei de ființă și de viață fătătoare și de nespărțitei trei întotdeauna, acum și purga și în vecii vecilor. Doamnelor și domnilor, adresăm rugămintea domnului Andrei Carabelea, primarul municipiului Piatra Neamț, să ia cuvântul. Stimate oficialități, distinse cadre militare, active, reprezentante sau în rezervă, dragi prieteni, Hristos a înviat. Suntem într-un moment în care reflectăm asupra valorilor care ne-au definit ca popor și asupra drumului pe care îl parcurgem împreună ca societate. 10 mai este o zi cu triplă semnificație pentru noi românii. Ne amintim în primul rând de lupta pentru independența și libertatea noastră și de cei care prin sacrificiul lor au transformat în realitate un ideal. Doamnelor și domnilor, adresăm rugămintea domnului Dragoș Titic, vicepreședintele Consiliului Județean Neamț, să ia cuvântul. Doamnelor și domnilor, dragi neamțeni, Hristos a înviat. Ziua de 10 mai a fost legiferată de Parlamentul României în anul 2021 și sărbătorită începând cu anul trecut ca Ziua Independenței Naționale a României. Doamnelor și domnilor, adresăm rugămintea domnului Adrian Bouceanu, prefectul județului Neamț, să ia cuvântul. Hristos s-a înviat. Ziua de astăzi este o zi de mare sărbătoare, religioasă și nu doar statală, pentru că suntem în ziua izvorului tămăduirii. Izvorul al tămăduirii care poate semnifica astăzi tămăduirea statului român de suveranitatea Imperiului Otoman. Urmează depunerea de coroane la monumentele eroilor din primul război mondial. După încheierea ceremoniei, pot fi depuse coroane sau jerghe de flori și din partea altor instituții sau persoane. Thank you.
Ceremonia militară dedicată Zilei Independenței Naționale a României se încheie cu defilarea drapelului de luptă al Batalionului 634 Infanterie și a Gărzii de Onoare, constituită din militare Batalionului 634 Infanterie, Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, gardă comandată de sublocotenent Răducu Ciobanu. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi la activitatea de astăzi și vă invităm la următoarea ceremonie militară, care va avea loc în data de 13 iunie, ora 12, în aceeași locație, cu ocazia Zilei Eroilor. Doamnelor și domnilor, am onoarea să vă salut!